Vocea filmelor la Gold FM cu Irina Margareta Nistor. Vocea filmelor Gold de astăzi va continua cu istoria filmului în câteva date, cu sugestii de vizionări, pentru că asta vrea toată lumea. Liste, liste și iar liste. Păi, după ce le terminăm pe cele de cumpărături, nu? Trebuie să le continuăm pe cele de filme, de cărți, de concerte și poate eventual de întâlniri sau să ne uităm chiar în agende pe cine n-am fi sunat și ar trebui să fim îngrijorați de soarta lor, nu-i așa? Bun, sau mai departe, la ce teatre am putea să mergem așa, virtual? Ce am mai putea vedea, în afară de ceea ce deja e bine stabilit, am mai ajunge puțin și la celebru discutabil, serialul de care tot pomenesc și am văzut că cineva chiar m-a acuzat că sunt prea îngăduitoare. Că oare dintr-o dată mi-am pierdut spiritul critic? Știți cum e, gusturile nu se discută. Mie una, sincer, chiar mi-a plăcut și în plus de-abia aștept să mă reîntorc în sările de teatru și acolo să putem să-i și aplaudăm din plin pe cei care fac acest sitcom cu totul inedit, după un text inventat și foarte actual al lui Alex Popa și totul regizat de Vlad Zamfirescu, cu Marius Manole și cu Vlad Zamfirescu și cu Șerban Pavlu și cu Carmen Tănase și cu încă două actrițe tinere, dintre care inclusiv o japoneză, asta pentru că să vorbim despre Japonia astăzi. Asta ca să treacă timpul până când ne vom putea întoarce în sălile de cinema și nu numai, și inclusiv la festivaluri. De exemplu, am primit un mesaj de la Darius Luca Hupov, care tocmai anul acesta a organizat prima ediție a TGIF-ului. Sună bine, așa? Se cheamă The Galactic Imaginarium Film Festival. Păi, dacă e fantastic, normal, și cu atâta galaxia imaginarului, probabil că o să ne mutăm pe altă planetă. Nu, nu, nu. O să ne mutăm în a doua jumătate a lui septembrie, cel puțin deocamdată. Știți cum e însă vorba francezului. L'om propose, Dieu dispose. Omul propune, dar Dumnezeu dispune. Da, cred că o să fie îngăduitor cu noi, pentru că în toamnă deja se va răsturna, o să ne simțim probabil ca în Noua Zeelandă. Va fi un fel de primăvară pentru noi și va reîncepe anul. Un an cu filme, premiere și toate celelalte pe care le tot așteptăm. Chiar dacă unele s-au mai decalat, deja Cannes a anunțat că se va muta și el mai spre septembrie, așa cum de altfel prevedeam, nu-i așa? Noul Nostradamus. Și inclusiv TIFF-ul, cred că îi va călca pe urme și noi mergem mai departe. Nu uitați cu Nespresso nostru și concursul continuă și o să mai dăm și de Cluny pe aici, pe colo și la o coafeluță unde e mai bine, nu? Dar până una alta, ca să ni se facă poate și mai dor de sălile de cinema, oare v-ați întrebat de ce majoritar au scaunele roșii? Încercați să faceți un exercițiu de memorie și să vă amintiți când ați fost ultima dată la film, în ce sală și cum erau fotoliile acolo. Inițial au fost, se pare, și albastre, dar se pare că nu aveau destulă luminozitate și atunci au renunțat la ele. La sfârșitul secolului al XIX-lea, începutului secolului XX, cum vă spuneam că a apărut cinematograful de altfel, inițial, cam totul se petrecea în sălile de teatru, nu? Movie theater se cheamă, de altfel în continuare, în America și în mare parte și la noi. S-au făcut combinații, ca de exemplu la Cinema Pro, fostul Luceafăru, unde e și sală de cinema și sală de teatru. Cum e tot o artă a spectacolului, au putut să rămână pe loc fotoliile și ele erau deja roșii. De ce roșii? Păi la ei nu conota ca la noi roșu cu partidul, nu?
unic. Nu, lei roșu conota așa cu ce e chiar normal, cu pasiunea, cu iubirea, cu spiritualitatea, cu luxul și mai ales cu o cultură intensă. În plus, roșu este exact opusul verdelui și verde, știți că poartă ghinion pentru actori care au mare grijă să nici măcar să nu pomenească de cuvântul ăsta. Pentru că, în primul rând, dau o listă întreagă de lucruri de care trebuie să se fluierească, să nu fluiere, să nu le spună careva succes, noroc, ci doar merd în franțuzește, de exemplu. Bun. Apoi, un timp, cum să vă spuneam, albastru fusese folosit mai ales pentru regaliști. Da, în Franța, știți că ultimului rege au tăiat capul, așa că au renunțat. În plus, și-au zis că se văd mai greu, poate, petele de la băuturile astea nesănătoase sau chiar și de la floricelele soioase sau de la înghețata care se mănâncă foarte des prin cinematografele franțuzești, nemțești. Vine cineva așa în sală între reclame și poftiți, poftiți și, evident, cumpărați. Prin urmare, cam asta ar fi explicația de ce sunt scaunele roșii, dar, mă rog, poate să fie uneori chiar și canapele, așa, ca la psihanalist sau, eventual, de ce nu, pot fi chiar și paturi. Căutați pe net ce o să găsiți și o să rămâneți absolut impresionați. Dar pentru că în ultima vreme încercăm să vedem filme cât mai amuzante și eventual să călătorim, pentru că acum nu ne-au mai oprit cei care ne-au dat pașapoarte, ci virusul ăsta păcătos, uf, Doamne. Așa că m-am întors la un film din anii 60, Acei oameni minunați și mașinile lor zburătoare. În original se cheamă Those Magnificent Men in Their Flying Machine, în mașinile lor zburătoare, și m-am simțit pentru câteva clipe din nou la Timișoara, că tot vorbeam de festivalul acela SF cu Galaxia Imaginarului. Cred că, de ce nu, Galactic Imaginary, nu? Să mă întorc la festivalul de zburători. Nu mă refer acum la zburătorul celebru, la poezie, ci pur și simplu mă gândesc la Flight Festival. Acolo unde toate se petreceau într-un hangar. Și cred că poate ar fi dintre cele mai nimerite producții asta, care e extrem de amuzantă, care se întâmplă pe la începutul secolului 20, când abia erau niște chiar mașinării zburătoare, bizare, și în care se întreceau americanii cu englezii, cu italienii. Apropo, italianul era nimeni altul decât Alberto Sordi. Se împlinesc 100 de ani și de la nașterea lui. Jean-Pierre Cassel, tatălui Cassel, fostul socru al lui Bellucci. Jean-Pierre Cassel, fermecător în rolul francezului care mereu se îndrăgostește. Fox este și el acolo, o vulpe adevărată, pentru că încearcă să câștige un concurs organizat de un ziar care din start ar trebui câștigat de englez, pentru că ei îl organizează. E și o fată la mijloc, care e Sarah Miles, foarte încântată de rol. E și un american care inițial ar fi trebuit să fie Dick Van Dyke, dar știți ce s-a întâmplat? Regizorul i-a scris agentului. Și după ceva vreme s-a întâlnit cu Dick Van Dyke, care i-a zis: da, mi-ar fi plăcut să joc în Acei oameni minunați și mașinile lor zburătoare. Mai ales între timp jucase și în City City Bang Bang, era normal. Dar i s-a răspuns: bun, dar noi am propus,
Nu, nu. N-a ajuns la mine niciodată această propunere așa încât, dacă vreți cineva să joace în filmul vostru, încercați să ajungeți direct la vedetă. Știu, e mai sănătos prin agent, dar nu întotdeauna sunt cei mai cinstiți oameni din lume. Și ca să ne luăm zborul puțin, cu o melodie absolut minunată, chiar dacă inițial o considerat așa că prea sună marș, eu cred că este exact ce ne trebuie ca să ne punem puțin sângele în mișcare și eventual să mai facem și o donație din când în când, atunci când putem, că ar fi păcat, nu? Într-o țară a vampirilor suntem mereu așteptați. De la una dintre dragile noastre glăsuitoare pentru nevăzători am aflat că ieri a fost ziua literaturii pentru copii. Și atunci mi-am zis, o să facem un exercițiu pentru că atâția minori sunt pe acasă, dar și o parte dintre majori, eu sper să se bucure de asta. Am să vă citesc un fragment din Mary Poppins, din aventurile lui Bert, de exemplu, pentru că tot am pomenit de Dick Van Dyke, care face rolul acesta strălucit, ci care este prietenul lui Mary Poppins. Un film din 1964, pentru care Julia Andrews ia chiar Oscarul, atunci când era mai nefericită că nu aleseseră pe ea pentru My Fair Lady. Dar să ne întoarcem puțin la poveste. Am să vă citesc parțial în franceză, după care am să vă traduc în română, iar la sfârșit o să ascultăm chiar melodia despre minunații hornari. Știți ce să nu-i așa? Coșarul, sobarul, așa ca să ne meargă bine. De obicei trecea primăvara, acum stă și el pe acasă. Jeanne et Michel pensaient que la présence de Mary Poppins avait de grands avantages et grâce à elle, ils avaient fait la connaissance de Bert. Il exerçait tous les métiers, était gai comme un pinson et ne s'en faisait jamais. Jane et Michael socoteau que prezența lui Mary Poppins avea foarte mare avantaje, în primul rând pentru că datorită ei îl cunoscuseră pe Bert, care știa toate meseriile din nume, era mereu vesel și părea că nu-i pasă de nimic pe lumea asta. Et il le rencontrait quelquefois dans la rue, jouant gaiement de sa harmonica. L'întâlneau din când în când pe stradă, când cânta acolo vesel la o muzicuță. Les passants ravis s'arrêtaient et mettait une pièce dans son chapeau. Iar trecătorii încântați se opreau și aruncau câte un bănuț în pălăria lui. Un beau jour, Jeanne, Michel et Mary Poppins s'arrêtèrent pour admirer un dessin représentant un joli paysage avec des collines que Bert avait dessinées par terre. Într-o zi, Jane, Michael și Mary Poppins s-au oprit ca să admire un desen care avea un peisaj superb cu câteva dealuri pe care tocmai le desenase pe jos, aș menționa cu cretă, Bert al nostru. «Comme c'est joli!» s'écria Jeanne. «Si seulement nous pouvions aller là au lieu d'aller dans le parc!» «Ah, dacă am putea să mergem acolo în loc să mergem în parc!» Puis, il arriva quelque chose d'extraordinaire. Je savais que ça s'entend un lucre extraordinaire. Ça dit Bert avec fierté. C'est un magnifique paysage anglais dessiné par un vrai artiste. Il y a un paysage superbe, anglais, dessiné par un artiste adevărat. Quand à y aller avec Mary Poppins, on peut tout faire. Cât despre mers, cu Mary Poppins poți orice. Ei se donèrent tous les quatre les mains et sautèrent dans le dessin. Și-au dat mâna toți patru și-au sărit direct în desen. Ce fut une aventure merveilleuse. Ils commencèrent par goûter dans un joli petit pavillon avec des manchots comme maître d'hôtel. Și-a fost o aventură minunată și-au început prin a merge să iau o gustărică într-o ceainărie unde... Cine credeți că erau niște chelneri de lux, de altfel, nimeni alții decât
niște pinguini. Aveau și meniu și invitau la cei, dar în cazul nostru, eu cred, să mergem tot la o cafea. Puis, ils montèrent sur un manège de chevaux de bois qui s'enfuirent et les amenèrent à travers la campagne rejoindre une chasse-renard. Și apoi, s-au urcat pe niște călușei de lemn și au mers repede, au străbătut o zonă minunată undeva la țară și au nimerit la o vânzătoare. Nu, la o vânătoare, la o vânătoare de vulpi. Ils allaient si vite qu'ils rattrapèrent même le renard. Dar mergeau așa de repede că au prins vulpea din urmă. Berthe le prit en croupe et le sauva de chasseur, pe care Berthe a luat-o repede pe cal ca să o salveze de vânători. Ils s'amusèrent tant qu'ils n'auraient jamais pensé à rentrer s'il n'était mis à pleuvoir. Și se tot distrau așa de bine, numai că, din păcate, a început să plouă și s-a șters de senă. Ils se réfugièrent sous le parapluie de Mary Poppins et se retrouvèrent dans la rue à côté du dessin de Berthe. S-au refugiat sub umbrela Mary Poppins și s-au trezit pe stradă lângă desenul lui Berthe. Tout effacé par la pluie, care fusese complet șters de ploaie. Berthe faisait bien d'autres choses que chanter et danser dans la rue et on le rencontrait quelquefois quand on s'y attendait le moins. Mai făcea și multe alte lucruri, Berthe, în afară de faptul cânta și dansa pe stradă și uneori îl întâlneai când te așteptai mai puțin. Un jour, Jeanne et Michel se perdirent dans une partie de la ville qu'ils ne connaissaient pas. Într-o zi, cei doi copii, Jane și Michael, s-au rădăcit într-o parte a orașului pe care nu știau prea bine. Ils commencèrent à courir. Mais chaque coin de rue paraissait encore plus sombre que le précédent. Și s-au pus pe alergată, numai dintr-o dată părea mai întuneric la fiecare colțișor de stradă. Ils se trouvèrent face à une silhouette noire avec des pois. Și într-o dată s-au trezit în fața unei siluete negre tuci și care avea și așa un fel de blăniță. Afolé, ils s'apprêtèrent à tourner les talons quand ils s'aperçurent que c'était Berthe couverte de suie. Îngroziți, tocmai se pregăteau să fugă, puteau de repede să și-a repede tălpășița de acolo când și-au dat seama că e nimeni altul decât Berthe, doar că era negru tot. Il avait passé la journée à ramoner, pentru că toată ziua fusese coșar. Berthe le ramena à Mary Poppins, il montrer sur les toits par la cheminée și Berthe i-a dus înapoi la Mary Poppins și s-au cățărat pe acoperișuri printre hornuri. Il s'amuse tellement, tous les ramoneurs de la ville viennent se joindre, pentru că au venit toți coșarii să li se alăture. Il se mira à danser sur les toits și au început să danseze acolo pe acoperiș. Ce soir-là, Jeanne et Michel déclaraient que Berthe est le plus gentil de tous leurs amis. Și în seara aceea, cei doi copii au declarat că Berthe e cel mai drăguț dintre toți prietenii lor. Bien sûr, rien ne serait arrivé si Mary Poppins n'était pas là, declara Jeanne, mais ça aurait été beaucoup moins amusant sans Berthe. Sigur, fără Mary Poppins nimic din toate astea nu s-ar fi întâmplat, dar ar fi fost mai puțin amuzant fără Berthe, așa că hai să descoperim și melodia Chim Chim Cherry. Cum menționam încă de la începutul acestui episod, gusturile nu se discută. De fapt, e un joc de cuvinte până una alta, pentru că există cinema pe toate gusturile. Există o opere de ficțiune, istorice, comedii, drame, documentare, filme catastrofă, da, apocaliptice, dar și filme de acțiune, cărora le spuneam noi pe vremuri, filme cu bătăi. Apoi, marele ecran știe să exploreze întotdeauna și universul și timpul, care timp acum a devenit cu totul altfel.
și mult mai greu de măsurat, aș spune, extrem de relativ. De ce nu o noapte de carantină, cum erau pe vremuri nopțile la video, așa cum sugera Mirela? De ce nu? Dar faptul că filmul ne învață să trăim și să visăm aventuri minunate, cred că ar trebui să ne facă poate să fim mai recunoscători. În primul rând că într-un film nu există trecut, prezent și viitor. Totul este foarte cum vrem noi. Există un film istoric, categoric, și care de obicei evocă un eveniment care chiar s-a petrecut. Dar există și scene doar imaginate. Sau există filmele de capă și spadă. Cele cu muschetar și nu mușchetar, că nu-i de la mușchi, că n-au făcut sport, ci de la muschetă, e o armă. Apoi există genul peplum, adică un cuvânt grecesc vine și înseamnă tunică, de fapt, și sunt scenele străvechi. Din antichitate, din mitologie, de exemplu, Troia, Alexandru cel Mare sau Gladiatorul și, de ce nu, și Ben-Hur, până la un punct, adică până să apară Stăpânul Inelelor, cel mai oscarizat dintre toate filmele tuturor timpurilor. Apoi mai există tot felul de alte categorii, există și filme fantastice cu eroi doar al imaginației, cum ar fi vampirii sau monștri de tot felul, da. Apoi filmele de anticipație, de științifico-fantastice, de care vă spuneam că o să fie, sigur, o să fie festivalul cu pricina, în mod sigur, și o să fie, lângă Timișoara, la Dobrovița, o să fie acolo, neapărat. Bun. Și ar mai fi și filmele documentare, care sunt categoric cele care ne spun doar adevărul. O să facă multe și despre perioada asta, cu siguranță. Apoi sunt filmele cu detectivi și cu câte o femeie fatală. Aici aș include Șoimul Maltez, de exemplu, cu Humphrey Bogart, nu? Dar nu numai, pentru că s-au făcut destule și între timp a apărut și Femeia Detectiv. V-aș zice de The Mirror Cracked, adică Oglinda Spartă, un film cu Liz Taylor, are ceva legătură cu o gripă. Dar nu pot să vă spun mai mult, că eu n-am gata Cristi și nu pot să vă stric plăcerea de cinefil. Apoi există fanteziile eroice cu supranatural, fantastic, cu tot felul de balauri și cu căpcăuni, dar și cu zâne, cu inorogi, cu pitici, cu elfi. Apoi sunt comediile, care în majoritatea cazurilor se termină cu bine și cu zâmbete, apoi comedia dramatică, care e așa un amestec între cele două. Ar mai fi și filmele care îți taie respirația, pentru că te temi de ceea ce urmează. Sigur, aici intră în categoria asta Hitchcock și nu numai, pentru că multă lume a încercat să îl imite de-a lungul timpului. Există, deci, filme pe genuri. Asta este important de ținut minte. Apoi, filmele de groază, aș zice, de evitat în perioada asta, pentru că ne e suficient să ne uităm la televizor, la știri și de ce să mai vedem un screen, nu? Care oricum e interzis sub 12 ani și cred că la atâta stat acasă am devenit așa, ca în copilărie, când mai mâncam puțină cretă ca să facem febre și să spunem că nu mai putem merge la școală, adică să chiulim, se numește, într-o traducere nu foarte academică. Apoi ar mai fi și comediile ușoare, ar mai fi și filmele de serie B, care sunt cele care
nu costă foarte mult, dar au destul de mult public în schimb și există și cele de serie Z, știați asta? Nu, și nu e vorba de ziua Z aici, nu, nici vorba. Sunt cele care ar fi pe ultimul loc, dar există mai cu seamă la francezi. Ei merg așa cu alfabetul de la A la Z, deși au, dacă stau să mă gândesc bine, e nota 10 mai degrabă la americani. În sfârșit, mai există și filme turcești unde sunt actorii toți frumoși și lacrimi multe, ca de altfel și în cele indiene, unde avem dansuri și cântece și o lume paralelă și le mai avem și pe cele japoneze despre care o să vorbim astăzi ceva mai mult, ce v-ați mai zice, pentru că am regăsit o carte care se numește Decodorul manipulării și am găsit un capitol în care se vorbește despre imaginile subliminale. Se spune așa, că de multe ori într-un film se strecoară între cele 24 de imagini pe secundă, de cadre pe secundă, un plus, un cadru în plus, care poate părea că nici nu l-ai observat, dar mintea spectatorului îl sesizează. Se cheamă o imagine, cum spuneam, subliminală. Pentru că știți cum e. Am ajuns iar la psihanaliză, știți? Trebuia să fim la Cluj în weekendul ăsta la un festival de psihanaliză și film acolo. Ei, las că trece și povestea asta. Am făcut un TEDx aseară și mi s-a făcut și mai dor de toți, de zorile, de prietenii din zonă. Bun, cum spuneam, apropo de tehnicile de manipulare și de subliminale, să știți că există și o legendă. Unii spun că e doar o legendă urbană, că s-ar fi întâmplat în 1956 în niște săli de cinema din New Jersey și ca să sporească vânzările de băuturi nesănătoase, le știm noi care sunt, la un moment dat au strecurat așa un cadru pe care scria Pizza Coca-Cola. Și nu știm exact, dar că pentru asta s-au dus la pauză și oricum altceva n-ar fi putut cumpăra, pentru că știți, există concurență nu numai între vedete, există concurență și între băuturi, nu? E, și pentru că am vorbit de cele 24 de cadre pe secundă, știți că la televizor sunt 25 de imagini pe secundă. Și atunci când un film, același film, e prezentat la televiziune, dintr-o dată el e un pic scurtat. Adică ajunge să aibă o cu totul altă durată. Adică la cinema să zicem 120 de minute și la televizor doar 115. Asta ca să nu credeți cumva că a văzut ceva la cenzură și să nu îi bănuiți așa degeaba, pentru că nu e cazul. Doar că trebuie să fim suficient de bine informați. Și pentru că vorbeam de subliminal și fără subliminal, ca să rezistăm, să vedem cât mai multe filme și să nu pierdem nicio clipă și să nu închidem ochii exact când era o scenă de câteva secunde cu Benny Hill, de exemplu, în acei oameni minunați și mașinile lor zburătoare, o cafea binevenită. Chiar dacă dintr-o dată are numai nume de-astea italienești. E un Palermo, un Napoli, un de toate, știți? Și la mine primul TEDx a fost la Napoli. La Neapole, spuneam pe vremuri. S-a întâmplat, Neapole era și un film. Da, cu Sofia Loren. Da, deocamdată un arogant, așa se cheamă cei care cântă o melodie despre cafea. Din lista celor 100 de filme de văzut într-o viață de om,
ratasem unul. Și anume, voiaj la Tokyo, îi spune pe franțuzește, călătorie la Tokyo, Tokyo Story, îi zice pe englezește. Povestiri din Tokyo avea să fie tradus pe românește și am să fac un efort să vă spun și în japoneză. Tokyo Monogatari. Regizor, Ozu. Filmul a fost făcut în 1953 și se povestește că împreună cu scenaristul său, Ozu avea să se închidă vreme de aproape 2 luni. Vedeți ce putem să facem în 2 luni? Un scenariu din ăsta care să rămână un film care a fost categorisit a avea viză pentru eternitate, adică nu o să-l uite nimeni niciodată și se vor lăsa toți influențați de el în continuare. Ei bine, l-au scris bând 47 de sticle de băutură de-a lor. Vă dați seama, nici mai mult, nici mai puțin. Sake! Și să știți că sticlele erau mari, o să le descoperiți în film în cazul în care veți avea răbdare să-l descoperiți, dar este cu totul special. Are 140 de minute, dar e o lume aparte. E o lume care corespunde în egală măsură cu a noastră. E un cineast care îi plăcea să spune că, de fapt, contemplă lumea înconjurătoare, care vorbește despre un Tokyo fără să îl vedem decât puțin într-un tur de oraș. În rest, este vorba despre familie, despre părinți și copii, despre relațiile dintre ei, care sunt universal valabile și nu întotdeauna foarte apropiate. Uneori mai distante, alteori cu regrete, uneori poate că e chiar mai drăguță o noră a cărei soț murise cândva în timpul războiului, pentru că, să nu uităm, acțiunea se petrece în 1953 și se socotește că deja era văduvă de 8 ani, frumoasa din film. E, și mai mult decât atât, aflăm și care sunt obiceiurile, inclusiv la o înmormântare, și care sunt meseriile, cum e să fii doctor de cartier. Vezi, noi nu știm decât de doctor de țară, doctor de familie și doctorii care ne sunt cei mai dragi în ultima vreme și la care de altfel m-am gândit în ediția de astăzi, dar mai avem puțin tică răbdare până când le vom dedica o melodie. Cum spuneam, sunt un cuplu, nu foarte tânăr, fiecare cu reproșurile pentru celălalt, mergând la copiii cu pricina, care și aruncă dintr-o parte într-alta. Aflăm destule despre tinerețea lor, despre o călătorie cu trenul, despre cum poate că au fost prea generoși sau prea puțin generoși, cum copiii sunt la fel de sălbatici dacă sunt foarte mici și nu vor să-și vadă bunicii, sau pur și simplu se deranjează de faptul că vor trebui să doarmă în altă parte ca să își găzduiască generația precedentă. Despre Ozu, care s-a născut pe 12 decembrie 1903 și a murit tot pe 12 decembrie 1963, exact ca Shakespeare, care se năștea pe 23 aprilie și murea pe 23 aprilie, e clar că e un semn și ăsta, acum când am devenit poate mai sensibil ca niciodată, la cifre, la interpretări de tot felul. E bine, pe mormântul lui a vrut să se scrie doar atât, nu, care înseamnă neant. Nimic. Așa a vrut el să rezume totul, deși avea să influențeze generații întregi de cineaști. La rândul său, a fost influențat de Lubitsch și mai ales de un film din 1924 care se chema The Marriage Circle. Pe românește i-a zis Două cupluri și o poveste întreagă cu doctori, da, chiar și cu un fel de psihanaliști. Chiar există canapeaua, există tot ce-ți poți dori, fiecare cine de ce se îndrăgostește, cum, pe cine, cum înșală, e de fapt o piesă de teatru foarte izbutită și pe care o să o găsiți pe net dacă aveți chef să o vedeți. Apropo de asta, pe Netflix, apropo de Marriage, a intrat și Nunta Mută, care știți că se întâmplă în ziua în care
moare Stalin și se intră în doliu și sunt interzise nunțile. Cam cum se întâmplă și acum, deși oricum nunțile în perioada asta erau teoretic interzise și de post, că e postul Paștelui. Apoi, ce ați mai putea să vedeți pe Netflix între timp? The Secret Life of Walter Mitty în varianta modernă cu Ben Stiller, deși eu v-aș recomanda să o vedeți și pe cea veche, pentru că e un film mai special, i-aș zice, între altele cu un personaj care l-a jucat cândva pre Frankenstein. Îi spun personaj pentru că este mai presus de un simplu actor. E mai înspăimântător, mai intens, mai cu totul altfel decât toți ceilalți de până la el. Și, în plus, v-aș recomanda să vedeți acest film pentru că are un personaj pentru rolul principal, un actor despre care Danny Kaye, despre care lumea aproape că a uitat, deși avea un umor nebun și parcă de mai bună calitate decât ceea ce aveam să vedem ulterior. Apoi, tot pe Netflix, în cazul în care ați ratat un film despre adolescenții americani și despre relația din nou, de data aceasta, vedeți, nu e nimic nou sub soare, că dacă din filmul din 50 era o relație mai încordată așa între generații, nici la Lady Bird nu merg lucrurile mai bine. Și în plus, actrița principală este cea pe care o ați putut-o vedea în recentul film al Greta Gerwig, Ficele doctorului Mudge, un remake, nu? Și știu, are un nume absolut imposibil, dar Saoirse Ronan. Da, știu, o să găsiți probabil diverse variante, dar vă las să le căutați la rândul dumneavoastră pe net între timp. E oricum de văzut ce se întâmplă prin liceele americane, ceva mai recent decât ce vă povesteam în edițiile precedente din anii 70. Apoi, mai există un serial care este din anii 90, un serial foarte englezesc, Jeeves și Wooster se numește, în care l-aveți pe Stephen Fry pe post de valet. O să vedeți care e diferența între valet și majordom. Știu, acum la noi știți cum e cu valetul, e cel care îți duce mașina într-o parcare la un hotel de lux, pe când poate să fie și un valet în casa omului, de ce nu? Dacă stăm să ne gândim bine, mai apare chiar și prin literatura noastră. Iar Stephen Fry chiar la un moment dat îl introduce pe stăpânul lui din film, interpretat de nimeni altul decât de cel care îl face pe Dr. House, mult mai târziu, Hugh Laurie, și care chiar a compus o melodie care se cheamă Mystery și pe care o cântă și la pian. Acum ce-i drept, Hugh Laurie chiar cântă realmente la pian și dacă mai țineți minte, acum câțiva ani a fost și în România și a dat un concert la Sala Palatului. Dar astăzi aș vrea, în mod special în ediția noastră, să-l auzim pe Hugh Laurie cu Unchain My Heart. De fapt, e un cântec pe care aș vrea să-l dedic tuturor celor care în zilele astea ne ajută să n-ajungem prea curând la Doamne, Doamne. Prin urmare, îl dedic tuturor medicilor care știu, există între noi și Dumnezeu. Sunt cei cu adevărat aleși. Și cu aceasta, dacă doriți să ascultați sau să reascultați, pe la jumătatea săptămânii viitoare o să fie și pe YouTube Vocea Filmelor Gold de astăzi, din 3 aprilie. Dar până una alta v-aș mai face câteva recomandări. Și anume,
la piese de teatru, în afară de cele de la Bulandra. Între timp au mai apărut și cele de la Teatreli. Și o să puteți vedea, de exemplu, Oxigen cu Antoaneta Cojocaru și Daniel Pascariu. E un spectacol de muzică, dans și de foarte multă iubire. Apoi, Arsenic și Dantelă Veche, în regia lui Șerban Puiu, cu Adela Mărculescu, Alexandrina Halic, Alexandra Velniciuc, deci avem 3 de A, da? Deci 3 de 10, clar. Ștefan Velniciuc, Lucian Ghimiș, între alții. Arsenic și Dantelă Veche, după cum bine știți, a fost și un film absolut senzațional, e o comedie neagră. Da, știu, pot să, da, comedie, pot să spun, nu este politică incorrect, cum ziceam, dar ce interesat de constatat este că actrița care joacă în Harvey în film, joacă și în Arsenic și Dantelă Veche, iar la noi, pentru ambele roluri, este Adela Mărculescu. Nu-mi dau seama dacă regizorii cu pricina pentru asta au ales-o, dar oricum e interesant de văzut cum trece dintr-o parte într-alta, câte o interpretă dincolo de orice graniță. Acum când dintr-o dată ni se pare lumea mai strâmtă și mai largă în egală măsură. Continuați să vă uitați și la un teatru, pentru că și ei au reprezentațiile lor și chiar și la Discutabil. Cred că de-aia au și dat titlul, pentru că e discutabil, debatable. Știți că e foarte la modă povestea asta și se întâmplă și în bucătărie. Sigur, e un fel de a face cu ochiul așa, un pic spre filmele românești, care mai degrabă acolo se întâmplă, dar între timp știți că Boris... Și nu mă refer la Boris Karloff, de care vă pomeneam mai devreme că l-a jucat pe Frankenstein și că joacă și în The Secret Life of Walter Mitty, care are prea multă imaginație, dar și multă realitate, care oarecum se repetă și la Nor prin Orest al lui Hitchcock, dar vă las să le descoperiți una și alta. Și acum mă refeream la Boris, prim-ministru din Marea Britanie, care și el are tot guvernul din bucătărie, pentru că și-au făcut o transmisie tot așa pe Skype sau pe Zoom, Dumnezeu știe pe ce-o fi mai dulce între una și alta. Iar în rest, cum spuneam, încercați să mai și glumiți din când în când, dar să respectați pe cât se poate tot ce ați promis, pentru că știți cum e, de acolo de sus vă vede și nu numai. Vă mai poate vedea și de aici, de jos. Și aș mai încheia cu o rugă care mi se pare foarte potrivită, pe care a scris-o în 1961 seniorul Corneliu Coposu și care sună așa. Cerne, Doamne, liniștea uitării peste nesfârșita suferință, seamănă întinderi de credință și sporește roa îndurării. Răsădește dragostea și crinul în ogorul năpădit de ură și așterne peste munți de zgură liniștea, iertarea și seninul. Asta v-aș dori tuturor cinefililor adevărați. Cu bine! Vocea filmelor la Gold FM cu Irina Margareta Nistor.